Edilul șef al municipiului susține că romașcanilor le este interzis prin lege să facă grătare pe spațiile verzi din fața blocurilor și că edilii au un proiect să amenajeze un loc de picnic în zona strandului, proiect care va fi însă materializat vara viitoare. Nici înainte, nici acum nu-i voie să faci grătare, de exemplu, în fața blocului. Aici vom avea un proiect pentru perioada următoare, nu știu, nu va mai apuca el în această vară, de amenajarea unei zone de picnic, așa cum am promis, în zona strandului, la standard, e frumos. Vom amenaja tot la standard, avem un proiectel, ograda căruțelor și veți vedea acolo, după un program nemțesc, va fi ceva iară mai deosebit, așa cum am obișnuit cu lucruri frumoase, și parcarea de la piață, sunt lucruri care vor debuta tot în acest an. Ograda căruțelor va fi un lucru, pentru că căruțele vin de două ori pe săptămână, restul rămâne toloacă. Și atunci am gândit să putem folosi acel lucru, să producem și niște bani prin închirie, după modelul iar marocului nemțesc. Avem un proiectel, o surpriză. Legea picnicului, care a intrat în vigoare la începutul acestui an, interzice românilor să campeze în locuri neamenajate, amenzile fiind extrem de consistente. Din păcate, la Roman, edilii n-au trecut la amenajarea locurilor speciale pentru petrecerile câmpenești, susținând că vor să implementeze două proiecte deosebite în zona strandului municipal, care va intra în modernizare abia în 2013.